Bună ziua! Am finalizat acum câteva momente împreună cu colegii din Forța Dreptei contestația la CCR cu privire la cele trei legi ale justiției. Așa cum am spus deja, aceste legi ne aruncă înapoi cu foarte mulți ani, ne aruncă înapoi în perioada de preaderare. Când vă amintiți, Adrian Năstase și acoliții săi, Cătălin Voicu, pe atunci Rodica Stănoiu, creaseră o caracatiță care sufocase întreaga justiție. La fel și acum, sub pretextul îmbunătățirii legilor justiției și sub ambalajul unei așa zise reforme, de fapt, puterea actuală, PSD-PNL, duce înapoi justiția din România. Este foarte important să contestăm aceste legi la Curtea Constituțională. Vedem că puterea actuală a forțat la maximum procedura și nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția. Aceste legi, pe lângă faptul că oligarhizează întregul sistem judiciar, punând control pe ce înseamnă înfăptuirea actului de justiție în România, face mult mai mult rău întregii societăți. Pentru că dacă te vei intersecta la un moment dat cu un politician ca privat sau cu firma unui politician, nu vei avea nicio șansă în fața justiției, pentru că toate aceste mecanisme vor lucra foarte bine în favoarea acelui politician. Despre asta este vorba. Cei din PSD-PNL vor să toace banii, miliardele primite din PNRR sau bugetul țării, în mod discreționar, fără să fie deranjați în niciun fel de justiția din România. Este încă o chestiune de remarcat faptul că puterea actuală nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția, dar domnul Iohannis și domnii Predoiu, domnul Ciucă, au făcut altceva. Au numit o persoană cu strânse legături cu Partidul Național Liberal la Comisia de la Veneția. Ca membru supleant al Comisiei de la Veneția, este vorba despre persoana doamnei Iulia Scântei, numită de curând din funcția de senator PNL cu ștate vechi în Partidul Național Liberal, ca judecător la Curtea Constituțională, acum și membru al Comisiei de la Veneția. De ce? Pentru că în felul ăsta trebuie împânzite toate instituțiile, inclusiv cele internaționale, și în cazul nostru particular, pentru că, bineînțeles, aceste legi trebuie să treacă bine de testul Comisiei de la Veneția, iar doamna Scântei trebuie să facă lobby pentru legile domnului Predoiu. Mă opresc aici, deci astăzi depunem aceste contestații la Curtea Constituțională. Bună ziua! Împreună cu noi parlamentarii de dreapta din membrii ai Forței Drepte, am decis ca împreună cu colegii noștri de la USR să facem această sesizare de neconstituționalitate pe pachetul de justiție. Practic, actuala guvernare încearcă prin acest mecanism de viciere, practic, a adoptării acestui pachet pe repede înainte, să încerce să păcălească Comisia Europeană cu privire la recomandările pe justiție. În loc să ne apropiem de ridicarea mecanismului de control și verificare a MCV-ului, noi, practic, prin aceste legi, încercăm să acoperim și să ne îndepărtăm de acest deziderat al independenței justiției. Faptul că se păstrează în continuare mecanisme politice de numirea șefilor de parchete este un element. Un alt element, prin diminuarea rolului, dacă vreți, a plenului CSM, prin divizarea lui în două CSM-uri mai mici, prin faptul că Institutul Național al Magistraturii, un organ științific și profesionist, este scos din gestionarea carierei magistraților, iarăși este un element care ne arată că se dorește o politizare și crearea unor mecanisme subiective de numire și de avansare în funcție ale magistraților, prin faptul că multe prevederi sunt, dacă vreți, controversate în acest pachet, pe noi ne-a făcut să luăm această decizie și să colaborăm la această sesizare împreună cu colegii noștri de la USR.
Pe scurt, cam asta sunt, dacă vreți, motivele pentru care ne-am raliat acestui demers. În condițiile în care invocați, existează aceste înțelegeri la vârful magistraturii cu factorul decident politic, prezența doamnei Scântăi atât la nivelul Curții Constituționale cât și la Comisia la Veneția, ce șanse de succes dați acestui demers la Curte? Noi întotdeauna am contestat atunci când am considerat că legile nu sunt corecte, că încalcă Constituția, am contestat aceste acte normative la Curtea Constituțională, pentru că este un drept fundamental pe care îl avem și pentru că uneori am reușit și unele izbânzi, să spun așa. E adevărat că în ultima perioadă, în ultimii ani, din ce în ce mai mult, Curtea Constituțională a pus accentul pe argumentele politice și mai puțin pe cele juridice. Asta nu ne face să descurajăm și să nu ne exercităm un drept. Vom contesta și de această dată, vom vedea ce spune Curtea Constituțională și, bineînțeles, mai departe vom vedea ce este de făcut. Mai este avizul Comisiei de la Veneția care va veni în luna decembrie. Dacă vor intra legile în vigoare, bineînțeles că acolo unde sunt greșeli majore și sunt greșeli majore în privința promovării magistraților, în privința numirilor politice și așa mai departe, acele lucruri trebuie corectate, pentru că îmi este greu să-mi imaginez că va fi ridicat MCV-ul cu o lege atât de retrogradă.